Salut, prieteni! Știu că sunteți obișnuiți să mă vedeți pe baltă de obicei. De data asta nu suntem pe baltă. De data asta suntem în grădină. Vreau să vă anunț că nu m-am lăsat de pescuit, dar dat fiind perioada asta în care toată lumea stă acasă, am zis să ne dezvoltăm un pic și alte abilități, cum ar fi grădinăritul, care este și foarte sănătos, util, dar și benefic pentru sănătate. E foarte bine ca toți să avem în grădină cât o roșie, cât o legumă sănătoasă, bio, care să ne ajute să trăim cât mai sănătos. Astăzi m-am ocupat aici de niște gunoi. Am strâns de prin curte iarba, am posit-o, niște gunoi de pasăre care au strâns de la păsări. În rest, menajere, coș de castraveți, coș de ouă, tot ce rămâne de la bucătărie, le-am pus, l-am amestecat aici, le-am udat, iarba uscată cu fân, le-am amestecat toată. Și din toate astea va rezulta un gunoi foarte hrănitor, un pământ, mai exact, foarte hrănitor. Uitați, deja a început să transforme. Eu aici deja îl întorc a doua oară, să transformă în pământ. E foarte cald în interior și pământul acesta, care va rezulta, se numește mraniță, mai exact. Mranița asta e foarte bună de pus la rădăcina pomilor fructiferi, în solarii, pe brazde, unde vreți să puneți o ceapă, un usturoi, orice, e foarte hrănitoare, se ajută foarte bine plantele să dezvolte. Dat fiind această introducere, rămâneți alături de noi, pentru că vom extinde canalul nostru și acest domeniu al grădinării. Fire întinse și roade mult în grădină.